Povestea spiritușului albastru. De câteva zile se tot vorbește despre această imagine care a devenit virală pe tot internetul. Împreună cu melodia "Aș vrea să fiu un spiritus". Aceasta a apărut pentru prima dată în anul 2014, când un bărbat pe nume Nate Hellinen a creat imaginea, spunând ce ar fi dacă ștrumfii ar fi real. Iar în câteva zile a devenit cea mai virală imagine, care a invadat toate rețelele de socializare.